Sâmbătă seară, 9 aprilie, echipa de handbal feminin HCM Roman a învins în deplasare formația Alba Sebeş cu scorul de 31-24 la pauză 18-8 într-o partidă contând pentru etapa 24-a a Ligii Naționale. Echipa de pe ultimul loc al clasamentului nu a pus deloc probleme handbalistelor romașcane, care au condus pe toată durata partidei și au obținut fără probleme cele 3 puncte, menținându-se pe poziția 5-a clasamentului. Un meci pe care l-am dominat de la un început până la sfârșit. Suntem bucuroși pentru rezultat, suntem bucuroși că niciun jucătoare nu s-a accidentat, ceea ce este cel mai important pentru noi. Felicit jucătoarele, felicit conducerea tehnică pentru că au tratat cu maximă seriozitate și această partidă, care, așa cum vă spuneam, a fost la discreția noastră și înseamnă practic încă 3 puncte în zestrea HCM Roman. Etapa viitoare, HCM Roman va întâlni sâmbătă 16 aprilie pe teren propriu Rapid București.